Furturile mărunte cu prejudicii în general mici au tendința de a se extinde. În ciuda faptului că în anul 2015 au fost sesizate mai puține infracțiuni de furt decât în 2014, în ceea ce privește furturile din buzunare genți ori poșete, acestea au înregistrat o creștere în județul Mureș. Hoții din buzunare operează deseori în grupuri, dau obiectul furat rapid din mână în mână pentru a nu fi prinși. De obicei se împing pentru a distrage atenția în moment în care acționează. În ceea ce privește profilul victimelor, în general, sunt vizate persoanele de sex feminin, indiferent de vârstă, minori, la telefoane mobile, ori bărbații de vârsta a treia. Un loc aparte îl ocupă pe persoanele mai în vârstă, care vin din mediul rural sau din orașe mai mici. Printre factorii favorizanți numără și deficiențe în asigurarea buzunarelor, poșetelor, neatenția sau atenția distrasă de vorbitul la telefon, posibilitatea valorificării cu ușurința bunurilor provenite din furturi. Bunurile vizate de hoți au constat în general în pormoneele din poșete, genți, telefoane mobile și diferite sume de bani. Majoritatea bunurilor au fost sustrase pe perioada zilei, foarte puține fiind comise în cursul nopții. Campania Fi cu ochii pe hoții din buzunare urmărește informarea cetățenilor relativ la importanța măsurilor lor de prevenirea furturilor din buzunare. Activitățile ce se derulează în intervalul martie-aprilie se axează pe prevenirea furturilor din buzunare, atât în mijloacele de transport în comun, cât și în stațiile aferente acestora, cu accent pe reacția cetățenilor, mesajul campaniei fiind implicăte azi pentru siguranța de mâine.